Cum s-a trăit odată aici la... No, atunci vă încep, da, 100 de ani să vă povestesc. Dacă puteți. Vă rog. Comuna asta a fost mai de întâi de țel. După aceea am avut 300 de ani Maria Terezia, care a fost aici împărăteasă, nu le-a dat drepturi la grăniciarii sârbi. Că ei atunci nu-l plătit. Nu, asta dă în istorie și eu, că eu am terminat liceul pe vremea aceea. Și atunci s-au luat mulți sârbi, că au venit rușii și i-au dus în Rusia și câțiva au rămas aici. Și în locul lor au venit românii. Am 300 și ceva de ani. S-a înființat Biserica Ortodoxă de lemn pe vremea aceea, sârbii și românii împreună, că amândoi au fost de legea ortodoxă. Nu a fost probleme. Au fost la o altă până la... Au clădit o biserică tare frumoasă, care au sfințit-o într-o 1808. Erau doi preoți, preot sârbesc și preot român. Într-o duminică se făcea românește slujba, într-o duminică sârbește. Ce s-a întâmplat, ce nu s-a întâmplat, s-a certat și atunci s-au despărțit românii de sârbi și românii i-au plătit afară din biserică, nu știu cu câte mii de forinți pe vremea aceea pe sârbi. Și într-o 1880 s-a sfințit biserica sârbească. Și de atunci a fost și școală sârbească și școală românească. La sârbi nu au fost atâția băieți și fete nici când, că au fost cu mult mai puțin decât românii. În anii 20, după Trianon, mulți sârbi au plecat de aici, în Iugoslavia. Și aproape de Esek, știți ce e? Împrejurul acelor căpătat pământ, aceștia care s-au luat, aici au vândut cășile și au vândut pământul și acolo au primit. Și din oamenii aceia, unul s-a întors înapoi, așa l-a chemat Ostoinsava, că femeia a fost româncă și nu s-a putut învăța acolo și a venit înapoi la cenat. Căsătoriile pe vremea aceea și cred și am până în anii de urmă, aproape în toată familia au fost sârbi. Toți sârbii au știut românește, numai nu toți românii au știut sârbește. La noi, la cenat, săraci sârbi, tare puține, 3-4 familii urma, că sărăcimea toți s-au dus în Iugoslavia, că acolo a căpătat pământ și aici, dacă au avut un hectar sau două, acolo și-au cumpărat 4 sau 5 sau 10, că cu preț redus. Și pământul acela, asta mulți nu știu, a fost al unguri. Aha, ungurilor. Unguri care au fost, mai ales aceia care au fost baroni și așa ceva, și-au vândut pământul cu preț redus. Și mulți au plecat de acolo. Căsătoriile sârbești cu românii, mai ales, așa a fost că femeile românce s-au măritat cu sârbii. Pont așa ca... Pont așa era că mai ales sârbii prăbăleau să iei femei românce care-s bogate.
pont așa a fost și pambalu. Da. Că părinții, moșul, strămoșul lui, a avut 4 prunci, 2 bărbați și 2 femei. Femei. O femeie s-a măritat, bunica sa după sârbi, alta după români, din 2 picior care au fost, unul a luat sârbă, femeie, fată, alta a luat româncă. Românii nu s-au dus după război? Bacă, într-o 1900, după 96, vrei să spui asta? Da. După Trianon. Uh-huh. S-au dus, nu și punctual, câte familii în România, că acolo pont, așa ca în Sârbia, au primit pământ. Uh-huh. Și la noi, de aici, pe vremuri, românii care au fost săraci, urmări, care au fost bogați, nu s-au dus, că pe lucru sigur nu s-au dus, pe lucru nesigur. Asta a fost între 1900-1920. Mai pe urmă românii au plecat de aici, între 1936. Aici așa era că sărbătorile, fiindcă 13 zile este diferenția, acelea mai gata în toată familia, să țineau amândouă sărbători. Așa că la Crăciun, nu, românii țineau și sârbi, fiindcă în familie rămâncă era, și în vești când era sărbătorile sârbești, să țineau și la familie românești. Așa că atunci nu se spăla, nu lucrau afară, nu. Da? De la Paști deja s-au ajuns sărbătorile, au fost împreună. Și mai de mult povesteau bătrânii, asta eu n-am ajuns, când jocul era de tilina sârbilor, de tilina românilor. Numai după anii 30, când și sârbi și românii s-au puținat, atunci era jocul împreună, sârbi cu românii. Bunica mea a fost sârbă din Desca. Așa o chemată Gina Starșevici. Și mai multe femei au adus românii din Desca. Și nănașa mea în Dețcă au fost și mai 3-4 femei care nu știau nicio vorbă românești. Numai în câțiva ani s-au învățat pont așa că au fost siliți că în familie numai românești ce să vorbe. Și la sărbătorile cele mari, mulți dintre români, mari membri, mereu și la biserică sărbească. Tot așa era, mai ales la Crăciun, de femeile acelea care au fost românce și bărbații vineau. Că așa lucrurile era pe vremea aceea, că dacă o femeie româncă s-a măritat după sârb, atunci s-a făcut sârb. Nu mai umbla la biserica românească, numai la sârbească. Invers era, dacă femeie sârbă s-a măritat după român, atunci era româncă.